Bună seara, doamnelor și domnilor! O emisiune extrem de importantă în această seară. Vom discuta despre ce s-a decis la Curtea Constituțională în legătură cu una dintre legile justiției. Vorbim despre răspunderea magistraților în această seară. Un lucru extrem de important pentru că această lege se întoarce în Parlament. Trebuie redefinite niște lucruri în această lege. O să analizăm acest subiect cu invitați importanți, cunoscători ai acestui domeniu, Sorina Matei, jurnalist de investigație. Bună seara, Bună Sorina, și seara! bineînțeles, fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu, căruia îi mulțumesc pentru că e cu noi în această seară. Bună seara, domnule președinte! Bun, imediat o să intre și domnul președinte în legătură cu noi. O să mai vorbim despre încă două subiecte foarte importante. Scandalul de spionaj din SPP, pentru că se pare că demnitarii nu mai au nevoie de serviciile acestui serviciu de protecție și pază. Da? E un scandal monstru între Liviu Dragnea și șeful SPP, domnul Lucian Pahonț. O să ne uităm mai cu atenție în interiorul acestui serviciu, nemonitorizat, necontrolat de nimeni, să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că cei din PSD acuză că sunt spionați de domnul mă rog, de SPP, informații care ajung la domnul Lucian Pahonțu. Ce se întâmplă mai departe cu aceste informații o să analizăm cu atenție și, bineînțeles, procurorul Portocală, ce s-a întâmplat cu el, a fost exclus din magistratură după un an de zile de discuții. Ne-am cutremurat cu toții aici în zeci de emisiuni despre faptele acestui procuror. Iată că s-a luat o primă decizie, nu e definitivă. Domnul Portocală este exclus din magistratură. O să începem totuși cu legile justiției, cu răspunderea magistraților. Vă invit să vedem un scurt material pentru început și apoi intrăm în dezbatere. După o ședință numită maratonică de președintele Curții Constituționale, magistrații acestui for au decis ca unele dispoziții din modificările aduse legii 303 pe 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor sunt neconstituționale. Aceasta este una dintre cele trei legi ale justiției modificate la finalul anului trecut în Parlament. Una dintre dispozițiile în cazul cărora au fost admise critici este cea privind răspunderea magistratului. Am reușit să ne pronunțăm cu privire la legea, cu privire la statutul magistraților și procurorilor. Am admis o serie de critici care vizează critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul legii. Unele din aceste critici care vizau mai ales răspunderea magistratului au fost admise și am cerut redefinirea erorii judiciare relei credințe și a gravei neglijențe. Probabil se va redacta și o opinie separată și după aceea se va retrimite Parlamentului legea pentru a fi reexaminată. Potrivit președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, au fost acceptate și criticile aduse prevederilor referitoare la atribuțiile președintelui României. În ce privește legea cealaltă cu CSM-ul, am amânat pe 13 februarie, neavând condiții obiective pentru a desăvârși analiza și soluția și în această. Judecătorii Curții Constituționale au amânat însă discuțiile privind modificările aduse legii 317, cea care privește organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Și aici CCR a primit mai multe sesizări și este nevoie de timp de analiză și de puncte de vedere ale autorităților. Deși legile justiției primesc bile negre de la CCR, președintele Senatului spune că șeful statului nu ar trebui să mai aibă argumente să le respingă, de vreme ce zilnic opinia publică primește știri despre abuzuri. Au vorbit foarte mult despre independența procurorilor. Să știți că în Constituție nu se vorbește de independența procurorilor. Procurorii sunt sub autoritate, așa spune Constituția, funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției, pentru că ei sunt avocatul public până la urmă. În privința procurorilor, nimeni nu vorbește despre un alt element esențial în activitatea lor. Și anume, imparțialitatea. Imparțialitatea. Dacă o să analizăm puțin cum se desfășoară la noi anchetele, o să vedeți că acesta cred că este ultimul lucru care preocupă procuratura în România.
În decembrie anul trecut, Senatul adopta în calitate de for decizional legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, adică legea 303/2004, cu modificările aduse de comisia condusă de Florin Iordache, forme adoptate de Camera Deputaților. Votul în plenul Senatului a avut loc fără PNL și USR, care au părăsit sala. Și a fost un vot care a scos mii de oameni în stradă, nemulțumiți de modificările aduse celor trei legi ale justiției. Da. Sorina Matei, redefinirea unor termeni foarte importanți, raua credință, eroarea judiciară, gravă neglijență. Da, deci asta vreau să spun, că am văzut și eu titlul. Răspunderea magistraților nu este neconstituțională. Se interpretează că este neconstituțională. Curtea, ca să încep cu răspunderea magistraților, curtea nu spune că răspunderea în sine a magistraților este neconstituțională, da, nici parțial neconstituțională. O secundă, Sorina, îl salut și pe președintele, fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi și termină ideea Sorina Matei, dacă ne permite, și apoi prima întrebare. Curtea cere redefinirea, adică o definire mai clară a acestor sintagme, bună credință, gravă neglijență și eroare judiciară, pentru că răspunderea magistraților implică două etape. Implică etapa acțiunii în regres, în care inculpatul, mă rog, justițiabilul, se întoarce împotriva statului român, împotriva Ministerului de Finanțe, și implică etapa a doua, unde Ministerul de Finanțe, în mod automat și obligatoriu, se întoarce împotriva magistraților, judecătorilor și procurorilor. În cazul erorii judiciare, pe motive de bună credință și gravă neglijență. Deci curtea nu a declarat neconstituțională răspunderea magistraților, ci dorește pur și simplu ca această răspundere a magistraților să devină efectivă, adică să poată fi aplicată. Ca să poată fi aplicată, trebuie definiți foarte clar acești termeni. Domnule președinte Traian Băsescu, care e opinia dumneavoastră despre decizia luată astăzi la Curtea Constituțională? Bănuiesc că legea se întoarce în Parlament și trebuie definiții clare pentru acești termeni. Da, spectaculos este că acești termeni sunt și în codul penal, rea credință și neglijență, și acolo sunt definiți tot la fel de neclar ca în această lege. În opinia mea, Curtea Constituțională a luat o decizie foarte bună și cu ocazia asta va beneficia și codul penal de o definiție clară a ce înseamnă rea credință. Știți că unii merg la pușcărie că au exercitat cu rea credință funcția. Dar ăsta e enunțul și atât. Ori cu ocazia asta, cu certitudine, se va defini reaua credință și pentru codul penal. Al doilea element, gravă neglijență. Avem articolul 298 în codul penal, care vorbește de neglijență în serviciu și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Și tot așa, este o definiție foarte vagă. Faptul că a întors Curtea Constituțională această lege la Parlament pentru a da o definiție clară și pentru rea credință și pentru gravă neglijență este foarte bine. Da, domnule președinte. Ce este extrem de important este că, deși în Alta Curte de Casație și Justiție a cerut și a reclamat ca fiind neconstituțională răspunderea magistraților, Curtea Constituțională a spus nu, este constituțional ca și magistrații să răspundă și a cerut definirea celor două concepte. Deci Curtea Constituțională a dat dreptate Parlamentului că și magistrații trebuie să răspundă atunci când oameni nevinovați ajung în pușcărie. Da, asta e o stare de normalitate. Și iar mai sunt, domnule președinte, nu știu dacă ați citit comunicatul, care este destul de tehnic. Sunt lucruri foarte importante. Aș spune că este cea mai frumoasă și bogată decizie a Curții Constituționale pe cele trei legi. Pentru că în premieră Curtea Constituțională a tăiat din temelie
toate beneficiile pe care le băgaseră în lege, așa, subteran magistrații. Adică magistrații nu se mai pot suspenda din funcție ca să ajungă în funcții executive. Nu mai pot fi membri ai guvernului. Pentru că judecătorii și procurorii fac parte din puterea judecătorească și nu pot tranzita așa câte 2 ani pe un deal politic într-o funcție de conducere în executiv, ca apoi să se întoarcă. Toate beneficiile magistraților au fost tăiate în această seară de Curtea Constituțională. De asemenea, ei nu se mai pot detașa în alte structuri decât cele din sistemul judiciar și mă refer aici la Ministerul de Externe. Știți că erau tot felul de procurori și judecători tot felul de sinecuri. Exact. Au tăiat sinecurile și asta l-a tăiat Curtea Constituțională și pentru Curtea Constituțională. Da, mai am eu o întrebare. Domnule președinte, sunteți senator, ați fost președinte, aveți o experiență vastă. Eu cred că e foarte greu de definit. Reaua credință, de pildă. Cum ați defini-o, dumneavoastră? Că bănuiesc că doamnă, să veniți cu o propunere. Aș defini-o simplu. Uite, vă dau un exemplu generic și unul practic. Spre exemplu, rea credință. Când un procuror administrează probe numai în favoarea acuzației și nu vrea să audă și să ia în considerație probele în favoarea celui pe care îl acuză. Sau, vă pot da un alt exemplu. Procurorul primește sau primea o informație de la Serviciul Român de Informații despre niște nereguli care erau în legătură cu finanțarea care pornea de la un minister. Și pe urmă ce zice procurorul? Ce să fac eu cu un secretar general și cu câteva oameni de afaceri și un primar? Mie îmi trebuie ministru. Și îl cheamă pe secretarul general și pe omul de afaceri și spune, dacă spui că ai dat bani care au ajuns la ministru, atunci te scot din dosar și îl facem numai pe ministru. Deci acestea sunt exemple de abuzuri pe care procurorii le fac în România. Da, dar pe de altă parte judecătorul are dreptul să și respingă anumite probe pe care nu le consideră relevante în proces. Cu o condiție. Dacă are curaj, având în vedere că până în prezent structura care poate să-l ancheteze pe judecător este în parchetul care acuză pe cineva. Și atunci judecătorul va sta liniștit, nu cumva să trezească cu un dosar făcut de procuror. Până când nu va intra în vigoare legea care mută această structură la parchetul general, judecătorii nu vor fi liberi. Vor fi sub presiunea procurorului. Domnule președinte, având în vedere că ați fost președinte a României 10 ani, 2 mandate, nu știu dacă ați văzut toată decizia curții. Astăzi, probabil că, mă rog, mâine se vor trezi susținătorii președintelui Iohannis, care vor fi probabil foarte supărați. Curtea a decis că prevederea prin care președintele României poate refuza o singură dată motivat numirea procurorilor șefi este constituțională și în același timp l-a scos de tot pe președintele României din procedura de numire a președintelui ICCJ și a vicepreședinților ICCJ. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Pentru că s-a interpretat că totuși trebuie să existe o separație. Nu mai o clipă. Aici, eu, așa cum am citit legea, președintele rămâne la numirea președintelui în altei curți de casație și justiție, dar nu există ministru în acest loc. Deci îi propune CSM-ul. Nu, din câte înțeleg eu, va rămâne în motivare, va rămâne la CSM, doar la CSM, doamnă, pe ICCJ și vicepreședintele ICCJ. Cred că este o dificultate
aici, pentru că dacă privim textul constituțional, textul constituțional spune așa: președintele numește judecătorii și procurorii în România. Interpretarea dată când s-a scris legea, și cred că a fost o abordare tehnică corectă, ca președintele să numească numai vârfurile magistraturii. Dar dacă am lua textul constituțional, cu ușurință se poate interpreta că președintele numește la propunerea CSM-ului președinții inclusiv la curțile de apel, la tribunale, la judecătorii. Pentru că scrie clar în Constituție că președintele numește judecătorii și procurorii. Eu știu asta. Deci aici în lege este o negociere, este evident că a fost o negociere. Dar președintele nu poate fi scos total din procesul de numire, măcar a vârfurilor justiției, exact plecând de la acest articol constituțional. Da, domnule președinte, sigur, textul Constituției... Sigur, o altă Constituție... interpretare... Dacă îmi permite, domnule președinte, textul Constituției... Numai o clipă, doamna Ciurlin. O altă interpretare este că președintele îi numește prima dată. Când au ieșit din Institutul Național al Magistraturii, îi numește la prima instanță la care sunt repartizați și cu asta și-a terminat misiunea. Eu cred că la vremea la care s-a scris legea a existat o negociere, ok, ca să interpretăm adecvat prevederea constituțională, rămânem cu președintele la vârful magistraturii, fie că era vorba de parchete sau de Înalta Curte de Casație și Justiție. Cred că aici trebuie privite lucrurile. Mărturisesc că n-am apucat să văd comunicatul final, am văzut doar declarațiile domnului Dornean. Da, este destul de tehnic comunicatul. Deci e scos președintele? Este scos din câte știu, pe judecători și a rămas pe numirea procurorilor cu posibilitate de respingere o singură dată, motivat, pentru că această normă, știți că președintele, poate respinge motivat un ministru o singură dată. Da, am și două întrebări aici. Verificare de aici este vorba de consecvența Curții Constituționale. Deci l-a lăsat pe președinte să respingă o dată un ministru, deci orice numire i-a creat o marjă de o singură respingere. Da, asta spune și legea și decizia Curții, dacă vă aduceți aminte cazul Norica Nicolai, că a fost pe vremea dumneavoastră. Atunci a pornit. 2008 și chiar curtea, am prevederea din decizia curții care spune că această posibilitate a președintelui pe miniștri, pe retrimiterea unei legi în Parlament o singură dată motivat, cerere examinarea, pe verificare de constituționalitate o singură dată, dar are valoare constituțională de principiu cu aplicațiune generală în cazuri similare. Da, înainte să trecem și spre scandalul din SPP, voiam să vă să punctez două chestiuni. Doamne președinte, este loc de negociere pe textul Constituției? Adică dacă Constituția zice ceva, că președintele numește judecătorii și procurorii, poți să vii cu o lege după aia și să o nuanțezi? Asta ar fi prima. Și a doua, dacă o singură dată motivat poate respinge nominalizarea, mi se pare că președintele devine practic cam de decor cu chestiunea aceasta. Adică poate să vină cu... Doamnă, deci chestiunea cu respingerea o singură dată s-a statuat când am respins-o pe Norica Nicolai, atunci așa a fost decizia curții și pe urmă curtea a extins această practică la orice situație. Până la urmă, punerea, decizia curții constituționale este cu putere de lege și se execută, n-ai la ce să faci apel. Și atunci îl obligă pe președinte să gândească foarte bine, știi, ce decizie ia, e vorba de o numire. Aș trage însă o concluzie legat de decizia Curții Constituționale de astăzi. Ea
face un pas înainte extrem de important, că nu a respins cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție ca magistrații să fie fără răspundere pentru faptele. O decizie cât se poate de sănătoasă, pe care și o salutăm. Și a tăiat toate beneficiile. Este foarte important, da, că și-au mai băgat niște șocolată. Lăsați, doamna Matei, că le-a lăsat beneficii mai ceva ca la regi. Știți că magistrații sunt singurii care lasă copiilor apartamentul de serviciu pe care l-au primit. Știu, uite, contează și medicamentele. De un amărât cu handicap, magistrații, deși au salarii foarte mari, primesc medicamente gratuit. Deci sunt mai ceva ca familia regală. Bun, domnule președinte, Sorina Matei, să vorbim puțin despre situația din SPP, despre scandalul ăsta de spionaj. Domnule Băsescu, ce se întâmplă acolo? Care e miza lui Liviu Dragnea? Înțeleg că se vor ocupa jandarmii de protecția demnitarilor. Ce lege îi permite jandarmeriei să protejeze demnitarii? Doamnă, vă spun, probabil pe mine o să mă suspecteze destul de mulți pentru ceea ce spun. Prostie mai mare ca asta n-am văzut. Eu nu știu ce unitate de jandarmi își asumă responsabilitatea protecției primului ministru, a primilor doi oameni în stat sau a președintelui României. Să dăm un exemplu, da? Sau unui ministru care cere protecție. Pentru că asta e o treabă foarte complicată. Să nu creadă cineva că protecția înseamnă aghiotantul pe care l-ai lângă tine. Spre exemplu, un demnitar când pleacă pe un traseu, traseul acela este supravegheat. Intersecțiile sunt supravegheate nu de poliția circulație pe care o vedeți în intersecție. Este supravegheat de oameni gata de intervenție în zonele în care mașina trebuie să reducă viteza. Deci nu se poate ce vrea domnul Dragnea. SPP-ul are o structură cu care culege informații de la locul în care trebuie să ajungă demnitarul înainte ca acesta să ajungă. E o nebunie ce face Dragnea și aici se vede că doamna Dăncilă e o marionetă. În afară de faptul că SPP-ul este singura instituție din România abilitată să facă așa ceva. Cu toate consecințele când nu reușește. În rest, toți sunt la categoria amatori. Vă mai dau un element. Spre exemplu, când SPP-ul este misiune de protecție a unui demnitar, toate structurile de siguranță națională se subordonează și sunt obligate să-i dea informații, că e vorba de poliție, că e vorba de jandarmerie pentru ordine publică, că e vorba de SRI pentru culegere de informații. Deci e o mașinărie extrem de complicată. Bun, a fost și o hotărâre CSAT în privința aceasta, că doar SPP se ocupă de protecția demnitarilor și este și legea 550 din 2004, la articolul 19. Nu, doamnă, nu e o hotărâre CSAT, este o decizie în lege, din lege, care dă servicii de protecție și pază responsabilitatea protejării demnitarilor. Deci nu e hotărâre CSAT. Hotărârile CSAT sunt pentru cei care solicită pază în afara celor patru. Președinte, președinții celor două camere și premier, care le primesc automat. Vor, nu vor. Domnule președinte, o să vă întreb... Bun, asta spune legea, asta știm și noi. Ați lucrat foarte mult cu serviciul de protecție și pază. De ce credeți dumneavoastră că unii politicieni și-au pierdut încrederea în SPP? Doamnă, uite, eu o să vă spun un lucru. Am protecție de la SPP de-a doua zi după ce am devenit primar general. Că așa e legea. Primarul general are protecție SPP. Deci din anul 2000, suntem în 2018, odată
n-am auzit să iasă o informație despre viața mea privată. Cum n-am auzit despre, nici despre vreun premier, nici despre vreun alt președinte sau despre vreun șef de cameră. Eu cred că aici e vorba de o paranoia a lui Dragnea. Și dar, domnule președinte, se poate interpreta și altfel. Am fost acreditată pe Cotroceni, ați avut unii dintre cei mai buni veteranii SPP-ului alături de dumneavoastră. Cred că aici nu este vorba despre oamenii vechi din SPP, de profesioniștii serviciului. Cred că aici este vorba, în toată această discuție publică, despre altceva. Adică știți și dumneavoastră, controversele legate de Serviciul de Protecție și Pază îi se reproșează domnului Pahonțu că totuși conduce instituția de 13 ani. Da, Sorina, adică... vreau să întreb ceva. Domnul președinte a avut parte de un SPP-ist sau mai mulți SPP-iști, dar din vechea gardă, oameni profesioniști. Președintele Băsescu va avea protecție toată viața. La sfârșitul zilei, acest SPP-ist făcea raport care ajungea la domnul Pahonțu? Nu, doamnă. Nu? N-au voie să facă rapoarte și n-au voie să-și informeze șefii despre activitatea alta decât misiunea declarată la când se întorc din misiune. Nu au voie. Eu vă spun un lucru. Foarte important. Pentru că am discutat în câteva ocazii cu conducerea serviciului. Cea mai mare grijă a acestui serviciu este ca nu cumva vreunul dintre ofițerii lui să vorbească cu soția care ar putea să spună la coafor ceva. E ridicol ce vă spun, dar problema lor este credibilitatea și credibilitatea nu s-o... Dar soția nu trebuia să știe. Ne vorbim nici măcar acasă. Dar șeful... Păi da, domnul președinte, asta ține de oameni, de pregătirea lor profesională, de cât își respectă meseria și cum sunt ei așezat în ei. De-aia spun că... Doamnă, și cunosc doamnă, pe oamenii care au fost apropiați și aghiotanți, ca și la fostul președinte Ion Iliescu. Nu cred că este cazul tuturor ofițerilor SPP. Și despre asta vorbim. Dați-mi să vă spun un lucru. Și grupul 1 Protecție, care a făcut serviciu, cu care am făcut serviciu 10 ani ca președinte, să știți, când și-a început activitatea, erau locotenenți și locotenenți majori. Că au ajuns toți colonei acum, că unii au trecut în rezervă la 40 ceva de ani, este altceva. Dar acum am pe lângă o parte dintre cei cu care am făcut serviciu 10 ani ca președinte, am ofițeri foarte tineri. Și nu se află de la ei nici când mă duc la nepoți, nici când mă duc la fiica mea, nici când mă duc cu soția undeva. Deci, nu cred. Eu cred că aici este altceva. Da. Și vreau să închid subiectul exprimând încrederea mea totală în această structură a statului. Domnule președinte, domnul Pahonțu... Care, atenție, asigură protecție demnitarilor ONU. SPP-ul din România a fost solicitat prima dată în 2008 să asigure protecție reprezentanților ONU prin Africa. Au făcut serviciu 2 ture, după care solicitarea este permanentă de la ONU pentru serviciu de protecție și pază din România. Și în momentul de față sunt echipe de protecție ale demnitarilor ONU în diverse țări. Da, și se duc mult acolo pentru că sunt foarte bine plătiți. Domnule președinte, sunt la ce foarte informații... bine plătiți, dar se duc atât cât cere ONU. La ce informații are acces? Că vor ei. La ce informații are acces șeful SPP din teren? Adică dacă ai aghiotanți în 10 direcții, tu primești vreo informație nu, unde se află? Aghiotantul are demnitarul. Noi vorbim de ofițeri. Sunt în total cam vreo 4500 de ofițeri. Deci la ai 5 sau 3 au structură operativă cu demnitari. Știi ce fac oamenii și cei doi ajuns, domnul dacă Crețu sună domnul și Pahonțu și întreabă unde este Dragnea,
lui Pahonțu cu certitudine, trebuie să-i raporteze unde e președintele dacă întreabă. Da, Pahonțu poate să știe. Certitudine, dacă președintele întreabă unde e primul ministru, îi se va spune nu știm, domnul președinte. Dacă puteți să credeți așa ceva. Dacă președintele întreabă, măi, nu-l găsesc pe premier, pe TO, unde-i premierul? Zice, vă facem legătura telefon. Da, dar în același timp știți fără foarte bine unde este. Că există în regulamentele Serviciului de Protecție și Pază posibilitatea ca demnitarul, din motive pe care nu trebuie să le explice, demnitarul e suveran pe această protecție, să refuze pur și simplu sub semnătură protecția serviciului SPP-ului cu el asumându-și responsabilitatea pe protecția sa. S-a întâmplat în cazul lui Bogdan Olteanu, s-a întâmplat în cazul lui Călin Popescu Tăricianu în timpul accidentului de motocicletă, chiar semnase că nu dorește protecția SPP, deci se poate. În 10 ani cât ați fost președinte, ați fost vreodată în situația de a căuta vreun demnitar și să nu dați de el și, nu știu, poate să-l găsiți la vreo amantă prin intermediul SPP? Nu, lucrurile se rezolvau simplu. Când nu ieșeam pe TO, ceream SPP-ului să-mi facă legătura cu demnitarul și îmi făcea legătura cu aghiotantul demnitarului, care îmi spunea, da, domnule președinte, vi-l dau pe domnul prim-ministru sau pe domnul, dar fără să-mi spună unde este. Deci secretara mea vorbea întâi cu aghiotantul, îi spunea, se convingea că îl caută președintele și abia pe urmă îi dădea telefonul lui, de pe telefonul lui, a aghiotantului se vorbea cu demnitarul. Da, dar dacă vroiați, puteați afla. Nu de la SPP. Da. Avea să alte mijloace. Domnule președinte, nu știu dacă l-ați auzit pe domnul Dragnea, că a spus că Lucian Pahonțu se duce pe la niște demnitari, pe la Paul Stănescu. Aș vrea să vedem 10 secunde. 10 secunde să auzim această declarație. Să audă și telespectatorii 10 secunde. O prostie fără margini. Haideți să auzim 10 secunde declarația, că poate telespectatorii n-au auzit. Bine. Este un coleg de-al nostru care deci s-a ascuns. Paul Stănescu, probabil că de-aia are și probleme acum, sau poate este o simplă coincidență. Eu acum pot să spun pentru că el a spus-o în mai multe întâlniri publice în țară, la întâlnirea din Comitetul Executiv Național. A spus-o când un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonțu, care a spus că nu vorbește în numele dumnealui, eu cred că vorbea doar în numele dumnealui, și a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat și că dumnealui să stea deoparte, că o să fie protejat și chiar să ajungă președintele partidului. Domnule președinte, deci e o prostie ce spune Dragnea. Da, doamnă, cât de prost îl credeți pe Pahonțu să poarte un asemenea dialog prin intermediar? Hai spuneți-mi și mie. Deci, eu nu-l cunosc pe domnul Pahonțu. Deci dumneavoastră vreți să spuneți cam așa, sau Dragnea vrea să ne spună cam așa. Bă, generalul ăla e atât de prost încât se dă pe mâna unui intermediar ca să-i transmită un mesaj lui Dragnea. Deci un intermediar care merge la un ministru și ministru să-i spune eventual lui Dragnea. Nu vedeți că e de un ridicol greu de imaginat așa ceva? Dar credeți că Dragnea îl suspectează pe Pahonțu că duce niște informații la Iohannis? Sau care e problema? Nu. Eu cred că s-a întâmplat altceva. Dragnea a vrut să știe pe unde îi sunt prim-ministrii, ministrii, când se mai întâlneau ei așa, fără să-i spună. Și foarte probabil l-a întrebat pe Pahonțu, care nu i-a spus, ceea ce i-a generat o nervozitate excesivă. Dragnea crede că poate utiliza structurile independente de guvern în interesul nevoii lui de informații, pentru că Dragnea este un psihopat. El are impresia că întotdeauna lucrează cineva și vrea să supravegheze tot.
De aici se trage părerea că Pahonțul îl lucrează, pentru că nu i-a spus pe unde sunt prim-miniștri. Ori el trebuie să știe că ăștia au un statut de la șeful instituției până la ultimul ofițer, semnează că nu divulgă secrete. Dar, domnul președinte, dar dumneavoastră nu credeți că domnul Pahonțul la un dat trebuie să plece din fruntea instituției? Adică, doamna, nu credeți că 12 ani e de ajuns? De 13 doamna, ani? Doamna Matei, mie mi-a părut rău că nici unul din ei, nici el, nici Coldea, nici Chioveși, n-au avut demnitatea ca atunci când mi-am terminat mandatul să spună am fost 10 ani cu acest președinte, am plecat. Da, domnul Coldea a stat din 2005. Au stat până au plecat cu cizme în fund. 2005 până în 2017 l-a dat jos Ghiță. Deci domnul Pahonțu este de 13 ani. Domnul Silviu Predoiu este la 5-lea mandat șef la Serviciul de Informații Externe. Domnul Vasilache de la DOS și el nu știu de când, de nu știu cât zeci de ani este pe acolo. Deci sunt oameni care pur și simplu nu se mai dezlipesc de pe aceste funcții. Înțelegeți? Și sunt oameni care, știți foarte doamna, bine, sunt în structura de securitate a șefului statului. Au fost la dumneavoastră, acum își oferă serviciile noului președinte al României, oamenii ăștia vin în CSAT. Adică, știți cum e? Se schimbă președinții și ei tot pe funcții rămân. E, iată o zonă, iată o zonă care trebuie legiferată. Așa cum procurorii șefi au mandat 3 ani, așa cum demnitare la Înalta Curte de Casație și Justiție au mandat 3 ani, așa cum președintele are mandat 5 ani, așa cum Parlamentul are mandat 4 ani, și aici trebuie introdusă urgent termen de funcționare. E adevărat că dacă ne uităm la marile democrații care ni se lumină, constatăm că Hoover a schimbat vreo 5 președinți. Nu, în Statele Unite. Hoover a schimbat, a murit în somn ca președinte al FBI-ului. Da. Deci, în somn a murit, deci, era tot președinte al FBI-ului. Da. Și schimbase vreo 3-4 președinți. Da, dar Hoover, când a murit domnul președinte, a schimbat legea. Structura de stat americană a schimbat legea. De atunci, șefii de structuri speciale pleacă odată cu șeful statului. La noi, ăștia sunt toți lipiți de pe funcție. Bine, dar pe de altă parte, Sorina, și ce vrei? Să vină un om de-al lui Dragnea, încă un... Nu contează că al lui Dragnea, să controleze și SPP-ul. Contează că ăștia au puțin și fac 20 de ani pe funcție. Corect, și asta... Numai o clipă. Vă rog. Deci, după părerea mea, demnitatea i-ar obliga. Dom'le, am servit sub un președinte... Am plecat a doua zi când pleacă, după ce pleacă președintele. Dar aici trebuie să introducem legi. Trebuie să punem în lege mandatul unui șef la SIE, mandatul unui șef la SRI, mandatul mai știu eu cui, mandatul unui șef la SPP. Păi da, domnul președinte, dar vedeți, iar ajungem la legi. Legile astea stau în Parlament. Legile serviciului de SRI sunt din 1991. Au trecut 27 de ani. Serviciul de Român de Informații, principala structură informativă a țării, nu dorește să schimbă legile, să schimbă legile de funcționare de 27 de ani, pentru că sunt laxe și pentru că pe acele prevederi laxe și foarte generale pe care statul român le-a făcut în 1991, ei pot face orice. Doamna Matei, v-aș da dreptate dacă n-aș ști de unde se trage. De unde deci se trage? Nu vă dau dreptate. Legile siguranței naționale, care includeau legea SRI, legea SIE, legea securității naționale, care, legi care demilitarizau serviciile de informație,
informații, au fost depuse în 2007 la Parlamentul României, la Comisia SRI și la Comisia de Apărare. La vremea aceea șef era un liberal mare care se numea Stroie. Stroie, da. Și le-au îngropat și acum stau îngropate. Uitați-vă că m-am dus cu proiect de lege de desființarea Academiei Naționale de Științele Securității. Că tocmai vă întrebați zilele trecute cum de s-au băgat cu cursuri de securitate și în universitățile civile. Da. Păi vă spun eu, în acea academie sunt toți foști miniștri, rectori, care influențează introducerea cursurilor de securitate și domnul Coldea se duce și predă la Babeș Bolyai, dar nu-i singurul. Da, dar rectorul de la SRI... Nu vă supărați. Vă rog. Știți cine a blocat în comisie legea? Nu știu. Guvernul care n-a dat aviz, guvernul Tudose și liberalul amiral de la Constanța. A, Chița. Care au spus, nu, da. Domnule, aici dacă e o răzbunare personală, să mai stăm. Normal. Da, domnule președinte, ca să concluzionăm pe subiectul ăsta cu SPP, că aș vrea să vorbim puțin și despre Portocală, care înțeleg că a fost azvârlit din magistratură în sfârșit după un an de circ. Voiam să vă întreb, șeful SPP, vă întreb pentru că eu nici nu-l cunosc pe domnul Pahonțu personal, poate să șantajeze dacă intră în posesia unor informații compromițătoare despre miniștri, de pildă, poate să folosească acele informații la șantaj? Adică, teoretic, dacă le află, ar trebui să le dea pe circuit mai departe. E posibil, doamnă, și asta să facă? Rețineți ce vă spun. Ofițerii și ofițerul aghiotant și ofițerii de protecție de pe mașinile din spate și ofițerii de informații care merg înaintea demnitarului și cei de pe trasee nu fac rapoarte. Nu fac rapoarte despre ce a făcut demnitarul. El raportează atât. M-a dus demnitarul înapoi întreg și fără incidente. Și punct. Raportează doar dacă sunt incidente de securitate. În rest, n-au voie să facă rapoarte. Și cine ar trebui să intervină în scandalul ăsta? Să-l desființăm dacă nu e bun de nimic acest serviciu, că și Dragnea și Tăriceanu, am văzut și pe Tăriceanu că s-a coalizat. Doamnă, uitați, eu prin lege beneficiez de serviciu de protecție și pază până la sfârșitul vieții și nu-s dispus să renunț la acest serviciu. Da, domnule președinte, senator, haideți să-l vedem pe Tăriceanu, șeful senatului, care a intrat și el în hora asta cu SPP-ul. Îi dă o mână de ajutor domnului Dragnea. 10 secunde. O serie de miniștri renunță la protecția SPP pentru că serviciul a fost folosit pe post de broker politic. Este, după părerea mea, o știre foarte îngrijorătoare pentru că ea arată o criză majoră de încredere în structurile de securitate ale statului. Domnule președinte, vor să scape de Pahonțu pentru că încă îl percep ca omul dumneavoastră? Sau care a trecut acum în parcă de Iohannis acum, nu, pot să vea asta, dar puteau să o facă altfel, nu murdărind un serviciu care, după părerea mea, e un serviciu onest. Un serviciu care și-a făcut treaba și eu n-am auzit să iasă de la ei informații despre un demnitar. N-am auzit. Da, domnule președinte. Pot să fac altceva. Eu în locul lui Dragnea îl chemam pe Pahonțu și îi spunea, mă, nu-ți ajunge. Mai lasă și pe alții, că ai 13 ani. Dar cine poate să le revoce? Cine poate să le revoce? Președintele, nu? Președintele. În ce seara? Președintele, dar să știți că Pahonțu este foarte respectat în serviciu. Pentru că s-a spăsut de, m-a obținut bani să le facă sediul ăla, i-a scos din Casa Poporului, le-a făcut poligon, le-a făcut tot ce le trebuie pentru, m-au poligon sub clădire, tot ce le trebuie pentru antrenament au alte condiții. Decât le-a făcut și sediu nou, domnul președinte, și scări noi, cu încălzire ca să nu alunece iarna domnul Pahonțu, scări pe care inițial l-a demolat.
Doamnă, un general adus... e mai bătrân, ce da, vezi? Domnul Pahonțu e un fel de Ayatollah. Dar toți cine oamenii din... Domnul președinte, știți trebuie că să luăm foarte mulți oameni din Lereș, comuna Lereș, județul Argeș, sunt angajați la SPP, iar domnul Pahonțu chiar are stradă cu numele său în Lereș. Da, fiecare cu telormanul lui, nu? Deci... Doamnă, uite, vă spun un lucru care poate o să vă surprindă înainte să luați publicitate. Eu, de-a doua zi după ce am plecat de la Cotroceni, am mai încercat să sun la Pahonțu și nu mi-a mai răspuns. Deci nu am nimic, nu am nicio simpatie pentru treaba asta. Da. Însă asta nu înseamnă că m-aș lansa într-o poveste de denigrare a serviciului în mod gratuit. Da, haideți să luăm publicitate, domnule președinte. Eu aș vrea să aud părerea dumneavoastră și despre portocală. Așa că o să vă mai sunăm un pic, 10 secunde după pauza de publicitate, ca să ne lămurim cu toții de ce a durat atât de mult, un an de zile să fie exclus din magistratură. Pauză și revenim. Magistratură pentru bravurile, cu ghilimele, pe care le-a făcut în dosarele de corupție pe care le-a administrat sau a încercat el să le soluționeze, să le rezolve. Dosare grele, de altfel. Vorbim despre Ghiță, vorbim despre Ponta, vorbim despre familia Cosma. Dosare la Ploiești, făcute praf în instanță. Făcute praf în instanță. Ce ziceți, domnule președinte? A picat vorbim un mit. Despre a picat președintele Consiliului Județean Prahova despre Cosma, că am văzut înregistrări și legat de asta. Doamnă, eu am spus de când a apărut cazul Portocală. Magistratura, parchetele sunt pline cu livezi de portocali. Să nu credeți că e singurul imoral sau singurul care fabrică dosare. Sunt și alții și de aceea noua legislație care dă răspundere magistraților este importantă. Dar domnul Portocal o să și răspundă cumva sau doar se duce acasă și se apucă de altă meserie? Doamnă, nu se poate să nu răspundă, pentru că aici vorbim, dacă o luăm și în modul cel mai elementar, despre întâmplările cu Andreea Cosma. Este articolul 299 din nou cod penal, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Scop sexual. Da. Da, probabil... Este articolul 299, care îl trimite la pușcărie pe acest domn, cum îl trimite și pe golanul celălalt de la Oltenița, procurorul șef care Curic. Cerea favoruri sexuale unor doamne din dosar și pe mulți alții, că nu singuri. Dar de ce a durat atât de mult și cine l-a ținut în brațe? Am văzut că doamna Chioveș e învinuită pentru faptul că l-a ținut. Nu, vorbea președintele Băsescu de faptul că ar trebui să răspundă. Probabil că noua secție, că curtea în precedenta decizie a decis că secția de investigare a infracțiunilor în justiție este constituțională. Și cred că sunt foarte multe lucruri de investigat în cazul domnului Portocală. Adică modul de înregistrările au arătat lucruri, infracțiuni pur și simplu cu care se lăuda domnul Portocală. Adică devoalarea martorilor sub acoperire, sfătuirea inculpaților cum să scape de fapte cum penale. Să se apere în fața propriilor acuzații. Nu, cum să scape de fapte penale. Influențarea martorilor, folosirea denunțurilor, sunt denunțuri false folosite de Direcția Națională, Serviciul Ploiești, Direcția Națională Anticorupție. Da, să sperăm că să rămână și definitivă decizia asta, nu? Că nu e definitivă decizia CSM. Poate, o poate contesta, o poate contesta în instanță. Suntem pe final. Aș vrea să vă întreb și de... Mâine se duce președintele Klaus Iohannis la Bruxelles, domnule președinte. O să se întâlnească acolo cu Juncker, cu Tusk, cei care au criticat legile justiției. Iată, astăzi avem o decizie de la Curtea Constituțională. Înțeleg că ar putea fi condiționate și fondurile europene de situația justiției din România. Doamnă, ca să fiu foarte sincer, nu cred că România va ajunge într-o astfel de situație dacă privim la aceste trei legi ale justiției. Ce a sesizat Curtea Constituțională va fi clarificat, pentru că au sesizat
lucruri de bun simț. Dar fondul legilor a rămas neatins și cred că sunt legi în regulă. Iar o întâlnire a președintelui cu Tusk și cu Jean-Claude Juncker nu poate face decât bine, pentru că președintele nu poate să meargă acolo cu altceva decât cu ce scrie în legi. Mă ferească Dumnezeu să fie o întâlnire de tip Ponta cu to-do list. Sper să nu fim în situația asta. Da, da, uite așa zice Victor Ponta. Chiar în seara asta zice că se va da ordonanță de urgență pentru abuzul în serviciu în februarie sau martie pentru a rezolva problema lui Dragnea. Deci urmează niște bombe, să înțelegem. Doamnă, astea scala cu dropul de Sara, mai fost o mare dezbatere pentru că un rod de parlamentar a pus o propunere de amendament cu înregistrările video să nu mai fie bune. Deci nu trebuie luate în seamă excesele. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această intervenție. Bună. Mulțumesc foarte mult, Sorina Matei, pentru prezența alături de mine. Rămâneți cu Radu Banciu. O seară plăcută să aveți!